Majestate, alteță, astăzi privim spre trecut cu respect, admirație și mândrie și ne înclinăm în fața celor care au scris istorie cu sângele și sudoarea lor și au rămas pentru totdeauna în conștiința neamului nostru românesc. Privim spre un trecut olimpic al României ce nu ar fi fost posibil fără contribuția esențială a monarhiei române. Un trecut ce a luat naștere acum mai bine de un secol, în ultimul an al domniei regelui Carol I, atunci când a luat ființă Comitetul Olimpic Român, în primăvara anului 1914. Atunci a fost pusă baza solidă pe care mișcarea noastră olimpică a continuat să-și clădească destinul, care a adus gloria și respectul de care se bucură astăzi în toată lumea. Povestea olimpică a României va continua și că va fi marcată de înalta considerație pe care o acordăm familiei regale, reper de înaltă ținută și un aliat puternic și de încredere pentru promovarea valorilor olimpice pe întreg pământul românesc. Avem obligația să susținem aceste valori: unitate, libertate, identitate națională, patriotism, vitejie și înțelepciune. La mulți ani, case regale! Sunt deosebit de bucuros să vă transmit cu aleasă considerație urările de bine din partea conducerii statului major al Forțelor Navale în această zi de sărbătoare națională. De la bordul navei militare care poartă numele ilustrului rege, sub sceptrul căruia s-a înfăptuit România Mare, aș dori să subliniez că în jurnalul de bord al istoriei Marinei Militare Române marcăm anul acesta 90 de ani de la semnarea în anul 1931 a decretului regal prin care titulatura de Marina de Război a fost schimbată în Marina Regală Română. Pentru a da încărcătura pe care acest moment o merită, cu permisiunea Majestății sale, doresc să aduc în atenție câteva fapte de glorie din filele de istorie ale Marinei Regale Române, care ne obligă să nu dăm uitării pe eroii militari și să cinstim memoria înaintașilor noștri care s-au jertfit pentru țară. Acțiunile maritarilor din timpul războiului din perioada 1877-1878 au condus la câștigarea independenței de stat a României și la revenirea Dobrogei la patria mamă. Dobândirea ieșirii la Marea Neagră și la Oceanul Planetar a schimbat irreversibil valențele dezvoltării Marinei Militare Române, precum și statutul țării noastre în spațiul pontic. Ulterior, în anul 1944, tot în zile de primăvară, ca și acum, militarii aflați la bordul navelor militare, printre care și distrugătorul regele Ferdinand, a cărui tradiție suntem onorați să o continuăm, au desfășurat cea mai importantă campanie navală din Marea Neagră din timpul celui de-al doilea război mondial pentru evacuarea trupelor din peninsula Crimeea. Cunoscută sub numele de Operațiunea 60.000, aceasta și alte acțiuni eroice desfășurate de marinarii militari români cu o flotă tânără și proaspăt reconstruită prin Ordinul Regal al Coroanei României, au fost foarte apreciate, atât la nivel național, cât și la cel internațional. În prezent, forțele navale române continuă tradiția de apărare a granițelor fluviale și maritime și contribuie permanent la dezvoltarea diplomației navale pe meridianele lumii. Cu prilejul sărbătoririi zilei de 10 mai, de la bordul fregatei Regele Ferdinand, vă transmitem cordiale felicitări și tradiționala urare marinărească, bun cart înainte! Sărbătorim astăzi 155 de ani de când Principele Carol I a depus jurământul de credință față de țară. Ca student al Facultății de Istorie, nu pot să nu amintesc faptul că această zi are o triplă semnificație. Însă, dincolo de acestea, este esențial să ne amintim de valorile pe care Casa Regală le-a transmis națiunii cu care s-a identificat de-a lungul timpului, atât la bine cât și la greu. Toate aceste principii insuflate de regalitate, cred și sper să ne ghideze și în viitor. Studiez istorie, domeniul ce se leagă de tot ceea ce a fost, este și va fi, mai ales în ceea ce privește trecutul, prezentul, dar și viitorul României. Pe această cale doresc să evidențiez importanța acestei zile fastuoase din trecutul național. Vă urez la mulți ani și pace în suflete! Se cuvine așadar să celebrăm și să păstrăm data de 10 mai în memoria colectivă a poporului român, ca în semn al speranței, al demnității și al onoarei, manifestând recunoștință și respect monarhiei române,
pe care a dus-o în folosul binelui național pentru încrederea în destinul țării noastre. La mulți ani familiei regale, la mulți ani români! Familia regală, prin caracterul ei modern și umanitar, și-a legat numele de multe proiecte sociale și culturale, participând astfel la dezvoltarea națiunii române și la împlinirea culturală și spirituală a acesteia. Generații de artiști și-au găsit drumul cu susținerea constantă și generoasă a monarhilor României, care au crezut în arta de a face o lume mai bună și în talentul artiștilor români. Ca tânăr muzician, găsesc în acest fapt inspirația și motivația de a merge mai departe. Pe 10 mai, ziua regalității, sărbătorim atât evenimentele istorice care au stat la baza constituirii statului român modern, cât și valorile reprezentative ale familiei regale. Am credința că și în prezent sunt puncte de reper pentru generația noastră și pentru cele viitoare. La mulți ani, România! Cu ocazia zilei de 10 mai, doresc să adresez un sincer și călduros la mulți ani membrilor familiei regale a României, precum și tuturor românilor. Ziua de 10 mai are, pe lângă tripla semnificație istorică, și o componentă de suflet. Sub ocrâmuirea monarhică s-au dezvoltat foarte mult învățământul și cultura, unii dintre pilonii cei mai importanți ai oricărei societăți. Acum 6 ani m-am alăturat Fundației Regale Margareta României, ca împreună să sprijinim tinerii talentați fără posibilități financiare să se dezvolte. Vă îndemn și pe dumneavoastră să vă alăturați inițiativelor Casei Regale a României, ca împreună să construim o Românie puternică pe care să o lăsăm moștenire generațiilor viitoare. Memorăm acest moment istoric ca fiind ziua regalității și ziua României moderne. Cele mai bune gânduri și respect față de Casa Regală pentru contribuția adusă națiunii române. Sunt deosebit de onorat că pot contribui la refacerea, restaurarea, respectiv menținerea obiectelor din patrimoniul Castelului Regal la nivelul solicitat. Drept dovadă, sunt mândru de a fi furnizorul Casei Regale, care este un semn cu o valoare remarcabilă a activității noastre. Doresc să transmit din nou cele mai bune gânduri Casei Majestății sale, la mulți ani, cu multă sănătate și toate cele bune. Majestatea sa Margareta a devenit model pentru elevii noștri. Este așteptată mereu cu nerăbdare, privită cu admirație și iubită de către ele. Bunătatea, altruismul și inteligența ce o caracterizează sunt modele vii demne de urmat. La mulți ani binecuvântați, familiei regale! De 145 de ani, Crucea Roșie Română este alături de persoanele cele mai vulnerabile, acordându-le ajutor de necesitate, alinând suferința umană. După ce România a devenit parte semnatară a convențiilor de la Geneva, la 4 iulie 1876, a luat ființă Crucea Roșie Română, al cărei prim președinte a fost prințul Dimitrie Ghica. Voluntarii noștri au fost implicați în activități de întrajutorare încă din primele clipe de la fondarea organizației. Încă din data de 15 august 1916, când România a declarat război Austro-Ungariei, Regina Maria a României s-a implicat în organizarea serviciului de Cruce Roșie, care se afla sub înaltul său patronaj. Prima misiune asumată de Regina Maria a fost organizarea și coordonarea serviciilor de ambulanță, care trebuia să îi preia pe răniții de pe front. Crucea Roșie Română, sub înaltul patronaj al Reginei Maria, și-a continuat activitatea și după încheierea războiului. Acordarea primului ajutor, sprijinirea celor mai vulnerabile persoane, intervenția la dezastre, educația pentru sănătate, difuzarea valorilor umanitare sunt și astăzi principalele domenii de activitate ale Crucii Roșii Române. Noi, voluntarii organizației, suntem onorați ca din anul 2015, la cârma Crucii Roșii Române, în calitate de președinte, să se afle Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române. Astfel, alături de Majestatea sa, voluntarii Crucii Roșii Române transmit mai departe, prin activitățile desfășurate în folosul semenilor noștri, valorile, dar și principiile fundamentale ale mișcării internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate și universalitate.